Neața, Nati, da, într-adevăr mă aflu alături de Stefan Pelgar, care ne va arăta în exclusivitate noile colecții pe care le-a pregătit pentru această toamnă. Stefan, despre ce este vorba? Bună dimineața, în primul rând. Bună dimineața tuturor în platou. Îmi pare rău că nu sunt la voi, dar nu am putut să aduc toată colecția la... În platou, cum am spus, da, într-adevăr am pregătit colecțiile pentru toamnă-iarnă, colecțiile de rochi, în primul rând, de seară, de gală, de evenimente. Hai să vedem primele ținute. Ce se poartă toamna asta? Ce propui tu? Toamna aceasta se poartă, în primul rând, foarte mult metalic. Se poartă foarte mult gri, griul e noul negru, se poartă foarte mult nuanțele pământii, cum le vedem în zona aceea, sau nuanțele foarte puternice, cum se vede aici, albastru cobalt, fucsia, gri și nuanțele metalice. Începem cu o rochie din colecția de online, care o să fie lansat în 2 săptămâni. E o rochie foarte interesantă, cu o combinație mai mare de materiale și, evident, aceste broșe sunt spectaculoase și dau rochiei o alură foarte spectaculoasă. Voiam să te întreb, se poartă combinațiile de materiale diferite? Văd aici ceva care... Da, e o piele creșuită, acesta este un tweed de bumbac și broșele care îmbină toată... partea asta luxoasă și partea asta mai basic, mai normală. Deci asta este pentru site-ul online. Rochia aceasta, de exemplu, este din colecția Couture Stefan Pelgar. E o roche din material de perle cusut manual. Se coase cam 3 săptămâni la o asemenea roche datorită faptului că la fiecare cusătură trebuie să coși perlele. Deci e o întreagă poveste la chestia asta. Aici avem culoarea sezonului, ca să zic așa, fucsia sau magenta, care e culoarea vedetă pentru sezonul toamnă-iarnă. Văd culori metalizat. Metalizat, foarte mult metalizat, da. Deci asta în primul rând. Aici avem o rochie de cocktail. Mai avem și cliente care nu sunt atât de îndrăznețe cum ar fi, de exemplu, rochia aceasta. Rochia aceasta o să fie rochia vedetă pentru site-ul online, datorită faptului că este una dintre primele rochii pe care le-am făcut Ilenei Badiu și o are în toate culorile. Deci asta a fost rochia ei favorită și ăsta este un ongoing, un produs pe care îl facem sezon de sezon pentru că se vinde atât de bine și se numește rochia Ileana, evident. Deci trebuie să spunem că este un must-have. Este un must-have, da, da. Și culoarea, mă rog, e frumos, frumos Stefan, aranjată. Stefan, în weekend avem o nuntă importantă. Da. Care e dress code-ul? Dress code-ul pentru nunta respectivă este, în primul rând, partea de dimineață și partea de seară. Da? Neapărat. Sunt neapărat, da. Deci doamnele trebuie să poarte o rochie până la genunchi sau deasupra genunchiului cu o palmă, cele tinere, cele mai în vârstă cu o palmă sub genunchi, neapărat un pantof închis și în invitație scrie obligatoriu pălărie pentru zi. Domnii trebuie să poarte un morning coat, acela cu coadă în spate și cu vestă, sau un costum închis la culoare, blămaren, gri, maro sau alte deci culoare. Există care anumite reguli care trebuie respectate. Da. O rochie de zi, de exemplu, ar putea să fie chiar ținuta asta, chiar rochia asta. Asta ar fi, de exemplu, o ținută foarte bună pentru zi. Mai lipsește pălăria sau voaleta, un pantof închis și o geantă mică, un clutch sau așa. Hai să trecem la nuanțele de aici, la rochile. Da, văd ceva aici foarte... Așa, ăsta este mai mult ca un halat de budoar, dar pe dedesubt vine o rochie nude și pare a fi dezbrăcată, dar totuși ești îmbrăcată. Este dintr-o dantelă franțuzească, o dantelă de chantilly și dă un efect extrem de sexy, dar totuși rafinat, elegant, nu vulgar, pentru că mie nu-mi place vulgaritatea. Din colecția ta de aici, din rochiile pe care le avem sunt, aici. Asta e gama de culori pământii, așa le spun eu, și metalice, care sunt, de exemplu, sau astea lucrate manual. Asta este o roche la care s-a lucrat aproape 3 luni de zile. Este și foarte grea. Da, încearcă să o ții. Wow! Are mai mult de 5 kg. Sigur, da, sigur. Dar odată ce o pui pe tine, se combină cu corpul și într-un fel sau altul reușește purtătoarea să ajungă până acasă. Uite, voiam să te întreb dacă aș putea
Pentru nunta principelui putem purta această roche? De exemplu, această roche, da, se poate purta cu siguranță. Este o roche simplă de zi, cu o pălărioară mică bej în picioare, cu un pantof închis. Da, asta pentru zi ar fi absolut perfectă. Ce mai putem purta la nunta principelui Nicolae? Pentru seară, de exemplu. Seara se cere black tie. Black tie înseamnă bărbatul trebuie să fie un smoking și cu papion, neapărat nu cu cravată. Iar doamnele au o variațiune mai largă, ca să zic așa. Se pot îmbrăca în rochii lungi de seară. Dacă, iar asta ar fi, asta de exemplu... Dacă o putem purta și dacă putem, nu știu, dacă este permis să porți o blană sau ceva. Sigur că da, da. E și colecția de blănuri și peste această roche, mai ales având în vedere că este vorba de Sinaia. Asta voiam să spun, nu-i e gen frig, de frig la Sinaia. Deja sunt 0 grade, din câte am înțeles. Un vizon frumos din noua colecție... Un pantof închis de asemenea? Seara se poate purta și sanda. La roche de seară se poate purta și sandaua. Deci și pe blană putem să mergem, cine dorește. Și chiar la frigul acesta care este, chiar este indicat. Aici mai am o mică operă de artă pe care neapărat vreau să vă arăt. Este o roche scurtă, tot așa, lucrată manual. Ea e în esență, pare foarte, foarte scurtă și așa mai departe, dar purtată cu pantofii potriviți și cu această blană albă pe deasupra, este rochea perfectă pentru o seară de club sau... Deci mie mi se pare că arată absolut spectaculos. Da, dar eu vreau să mai arătăm ceva celor de acasă. Da, da, ai văzut-o din prima, da, de când ai venit, ai văzut... da, aici am o... tot așa... pentru colecția Couture Stefan Pelgar, această vestă din pene, care fiecare rând de pene este cusut manual și acesta este rezultatul. Cât a durat creația? Creația în sine, câteva minute. Realizarea este problema mai mare, deoarece, după cum vezi, încă nu este căptușită. Uh-huh. Sunt cusute manual, fiecare rând, fiecare rând. Deci vreo 2-3 zile tot a trebuit până să o facă. Și, mă rog, acum mai avem două variante, tot așa, pentru site, Little Black Dress. Rochile acestea tot timpul sunt binevenite pentru că te scot din orice... Și niciodată din orice, nu se demodează. Da, da, niciodată nu se demodează. Și au totuși un design aparte, un material frumos, dar și ceva special. Fiecare design în parte, Stefan, ceva special. Unde te pot găsi doamnele care vor să-și facă o roche? La noi la showroom, evident, iar în 2 săptămâni sper să dăm drumul la shop online stefanpelger.com și sper ca rochile, că mai avem vreo 20 de rochi de făcut pentru site și timpul este foarte scurt, sper să ne revedem cu colecția întreagă la un defile, pentru că pregătesc și colecția pentru New York. Super. Deci și... vei pleca la New York cu această colecție pe care ai prezentat-o în exclusivitate la noi la Stamatina. Exact, da. Unele dintre piese, unele dintre ele sunt din această colecție, că le fac și pe acelea și pe acelea, deci practic 8 colecții pe an, deja e un pic derutant. Dar ne place ceea ce facem, așa că, ce să zic, să vină doamnele, să se bucure de lucrurile acestea și săptămâna viitoare avem evenimentul de sales, în care totul va fi, toate colecțiile vechi vor fi reduse la 70%, așa că facem spațiu nou pentru colecțiile noi. Eu îți mulțumesc, Nati, v-am prezentat câteva din bijuteriile pe care Stefan Pelgar le-a creat și le-a prezentat aici. Vă pup cu drag! În exclusivitate,